Alina Eremia a ajuns în Clubul Prietenilor de la 10. Bună dimineața! Bună dimineața, Alina. Bine v-am găsit! Bună ziua! Bineața, a fost cum m-am trezit. În general, ești o persoană de matinale, te trezești repede dimineața, te trezești ușor? Da, mă trezesc relativ ușor, adică nu dau snuz la alarmă în continuu, mă trezesc din prima, dar nu știu ce înseamnă matinal, depinde, adică dacă ora 8 e o oră matinală, da, dacă vorbim de ora 6, doar când e necesar, că altfel nu. Nu alerg în parc, nu de asta, n-am activități de genul. Îmi place să stau în casă dimineața. Mulțumim, Alina, că ai revenit în Clubul Prietenilor de la 10, nu singură, ci împreună cu doi prieteni. Așa este. Povestește-ne tu despre ei doi. Nu mai au nevoie de introducere, ei știți deja foarte bine, cântă cu mine de atâta vreme. Este vorba de chitaristul meu, Cristian Comaroni, și de Bubu Cernea, tobarul Bubu Cernea. Asta nu fie nicio încurcătură. Stau și te privesc zâmbitor, băieții. Îi puteți vedea de altfel dacă intrați pe site-ul nostru www.romaniaactualitate.ro. Transmitem live și pe pagina noastră de Facebook. Și ce aduce toamna pentru Alina? A adus o piesă nouă, lansată recent, se numește Tatuaj, o găsiți urcată pe canalul meu de YouTube. Urmează în perioada următoare destul de multe lansări pe care le pregătesc. Și abia aștept să auziți despre ce e vorba. Ascultăm piesa? Tatuaj? Ascultăm acum Tatuaj? Bine. Dacă vreți voi, da. Da. Și după aia vorbim despre tatuaj sau tatuaje. Sigur. N-aveai nevoie de chibrituri să mă prii. Că baby, tu știi tot timpul ce să-mi zici. Aș vrea să-ți spun atâtea, dar nu ești aici. Și când ai plecat, m-ai dezechilibrat. N-aveai nevoie de ploaie ca să mă stici. Că baby, tu știi mereu cum să mă atingi. Cu o privire reușești să mă convingi. Dar tu ai plecat. Și ce mi-a rămas ca amintire? Tatuajele mele, te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene, M-ai făcut să trec prin toate stările. Mi-ai luat și somnul, liniște, mi-ai luat și visele. Mi-e sete de noi, mi s-au uscat și buzele. Dar tu ai plecat, în schimb eu n-am uitat. Că m-ai lovit în inimă și m-ai făcut să simt același dor, aceeași noapte pusă pe ripir. E cel mai bun coșmar pe care l-am trăit. Dar tu ai plecat. Și ce mi-a rămas ca amintire? Și ce mai rămas din ce am avut? Te-am scris în tatuajele mele. Te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Ce mi-a rămas ca amintire? Și ce mai rămas din ce am avut? Am scris în tatuajele mele. Te-am băgat în suflet, te-am băgat în vene. Uita-mă tu că eu n-am reușit. Și ce mi-a Mai zic ceva dacă poți. Minunată piesă, mie îmi place foarte mult și vocea Alinei. Mulțumesc Eremia. Din suflet. O poveste interesantă, cred că are această piesă. Mi s-a părut o piesă tristă, cel puțin eu așa am perceput-o. Da, are un mesaj. De fapt, este piesa aia care te ajută să-ți revii după o poveste mai tristă, după un episod mai puțin fericit. Dar
ai rămas cu niște amintiri, ai rămas cu niște, cu niște lucruri, ai învățat anumite lucruri din experiența respectivă, și fiecare experiență ne marchează exact cum îți rămâne un tatuaj pe piele, așa îți rămâne în suflet. Foarte frumos. Deci, câte tatuaje ai? 5. Deci 5 experiențe până acum. Nu neapărat, sau nu, nu este... le-aș traduce chiar motamu, adică nu toate tatuajele sunt neapărat despre o anumită persoană sau o anumită poveste din viața mea. Unele le-am făcut pentru că pur și simplu mă reprezintă. Uite, spunem triunghiul tău de pe braț, da? Pe asta chiar n-are poveste. E pur și simplu faptul că ești pasionată de astrologie și este, este un, este semnul de foc. Și eu sunt zodie de foc, sunt săgetător și atunci... Nu știu, și din cele 5, care are povestea cea mai frumoasă? Primul tatuaj, care este... O inimă în interiorul așa, căruia este un semn al infinitului. Este primul tatuaj, l-am făcut chiar în urma unei experiențe. Și înseamnă că dragostea este infinită. Chiar dacă de cele mai multe ori doare și îți lasă răni, până la urmă este cel mai frumos sentiment pe care putem să-l simțim. Mai ales că vine după o vară. L-ai lăsat fără cuvinte pe Ionuț. Probabil că așa a rămas el, nu? Nu cred că știe. Încă? E, cu... Nu, dar nici nu vreau să știe. Este, este despre mine și despre ce am simțit eu să fac, nu despre persoana respectivă. Despre ea și despre el. Acum depinde care el. El o persoană sau el tatuajul. Exact. Eu sunt curios, cât, cât timp mai petreci la pian? Încerc zilnic, nu mi este, recunosc. Dar de obicei mă pun seara după 11 noaptea și deranjez vecinii. Mă rog, am norocul că e un pian la care se reglează volumul și pot să, pot să nu trezesc tot blocul, ca să zic așa. Ce spun vecinii tăi despre tine? Te recunosc atunci când intri pe în scara blocului? Nu prea văd. Sincer, la întreținere prea văd, adică... când te duci să plătești, doamna de la întreținere nu te recunoaște, nu-și cere și nu un autograf? Nu, că plătesc online. Wow, da. Totul e online, totul e centralizat acolo. Da, nu prea mă întâlnesc cu, cu vecinii, nu știu de ce. Bine, e și un bloc cu 11 etaje, sunt mulți vecini, teoretic ar trebui să existe un flux destul de mare, dar... Nu. Ori plec eu dimineața și ajung destul de târziu și atunci toată lumea e deja relaxată pe canapea. Dar mă înțeleg foarte bine cu doamna de la intrare. Ne salutăm, stămata clale. Mai sunt curios, cine, pe cine testezi piesele? Sau pe cine, la cine, cine cauți sunt primii ascultători? O aprobare sau o critică? Depinde foarte mult. De exemplu, piesa asta n-a trecut pe la multă lume înainte să fie lansată. A fost o piesă pe care pur și simplu am simțit să fac pasul ăsta, să o lansez. Am simțit că vorbește în totalitate despre mine, că mi-am și pus amprenta, eu am scris-o alături de Dorin Oswin și produsă de Adi Colceru. Am fost o piesă la care pur și simplu n-am ezitat. N-a fost să lansez piesa asta, să stau pe gânduri sau ceva. Nu, pur și simplu am știut că trebuie lansată. Ești minunată, Alina. Adriana Niță este unul dintre mesajele pe mulțumesc care le-am te citit. Salut, Adriana. La întâmplare pe pagina noastră de Facebook l-am simțit pe Ionuț că mai are o întrebare. Doamnele, mai întâi. Nu, eu voiam, Alina, să te întreb, pentru că nu mai e foarte mult până la sfârșitul anului. Toată lumea așa a făcut o grămadă de planuri. Știi, când vine, când vine ziua de 1 ianuarie, sunt foarte mulți care ne facem planuri. Se spune că dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă în hohote, fă-ți planuri pentru anul care vine. Și da. Sunt planuri care probabil că s-au bifat, altele nu. Cum a fost în cazul tău? Îmi place să mă adaptez în funcție de, de situație și în industria asta, în domeniul ăsta, lucrurile se schimbă așa cu o viteză foarte mare și trebuie să știi să te adaptezi, să poți să te mulezi pe situație. Și pot să zic că majoritatea planurilor s-au îndeplinit și în general sunt o persoană care își face așa liniuțe și încearcă să, să se bifeze, țină de ele, dar am învățat să fiu mai maleabilă. Puțin. Și, asta înseamnă că ai renunțat la unele dintre ele, nu? Nu, 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 nu am renunțat. Pur și simplu m-am adaptat. Compromisuri? Nu. Fără compromisuri? Never, nu. Cum o să fie? De ce toamna? Să fac asta? Nu știu, mă gândesc că poate se impune la un moment dat să facem anumite compromisuri, nu neapărat foarte grave sau foarte importante, ci mici compromisuri. Da, evident,
până la urmă viața, așa se spune, că viața este un șir lung de compromisuri pe care suntem dispuși sau nu să le facem. În cazul tău cum a fost? Cred că nu. Nu știu, mi se pare cuvântul ăsta destul de dur, compromisuri, și mă duce într-o zonă mai negativă. Uite, de exemplu... Sunt alegeri și alegeri, știi? Pentru mine contează foarte mult să fiu împăcată cu ele. Dacă eu sunt împăcată cu ele și atunci când le trec prin filtrul meu... pot să zic că am făcut o alegere corectă sau cu care mă simt eu confortabil, da. Dar așa să fac compromisuri, încerc să evit treaba asta pe cât de mult posibil, pentru că la un moment dat știu că o să se acumuleze și o să devină frustrări și n-aș vrea să ajung frustrată pentru că n-am fost în stare să iau niște decizii. Nu de altă, dar s-ar putea că atunci când vine frustrarea să plece inspirația, nu? Da, pentru de că... De unde vine inspirația ta? Crede-mă că vine atunci când sunt super relaxată și nu mă gândesc la treaba asta. Pur și simplu mă lovește la un moment dat. De exemplu, mi se întâmplă să mă demachez și deodată să-mi vină o linie și să mă duc să fug repede la pian sau dacă nu sunt în preajma unei, nu știu, un instrument sau să... încerc să-mi registrez ideea super repede pe telefon, chiar dacă, nu știu, sunt două note, un început sau ceva, după care să o dezvolt când ajung acasă. Dar... A fost un an destul de interesant pentru mine, că am învățat procesul ăsta din spate și cum se întâmplă lucrurile, pentru că până acum m-am implicat așa în procesul de creație, dar destul de puțin, așa mai sporadic, cu câteva versuri, cu o parte din linie, și anul ăsta m-am pus serios pe treabă. Și m-am lovit de tot soiul de situații, bă, când efectiv nu ieșea nimic, dar nimic, efectiv nu venea inspirația, nu se întâmpla nimic, nu eram mulțumită absolut deloc de mine și de ce scriu și de nimic. Și sunt momente când pur și simplu stai, nu faci nimic, nu te gândești la nimic, nu ți-ai propus ceva și se întâmplă, bine natural. Și cu ce ai găsit imboldul ăla de a ieși din situațiile alea? Cu cafea, un ceai, ești afară, te-ai plimbat, ai alergat, da. Ai schimbat orașul. Încerc să mut atenția atunci când simt că mă blochez sau că... Sunt pe cineva. Da, sunt pe... Nu, schimb activitatea, nu știu, fac orice altceva, doar ca să nu mă cramponez și să nu rămân cu ideea aia, vai, nu o să-mi iasă, nu o să se întâmple, nu... Depășesc momentul și revin atunci când chiar simt că sunt pregătită să fac treaba respectivă. Când te împiedici de ceva, care e prima persoană pe care o suni? Metaforic când mă împiedic, nu când mă împiedic, nu? Pe stradă. Alo, mama, zici cum am împiedicat astăzi. Te împiedici de o notă, de ceva. De o situație neplăcută, de o decizie pe care trebuie să o iei și nu știi ce să faci. De o, nu știu, o răutate spusă, fără niciun fel de justificare. E normal. Persoana iubită. Aș da? Da. Despre asta e piesa, da. Da. Este, știi, a fost o perioadă mai lungă de timp în care Alina nu povestea sau nu povestea aproape deloc, nu dădea niciun fel de detaliu despre, despre persoana de lângă ea. A venit momentul, a fost ca o declarație de dragoste. Așa sună piesa, nu? Da, păi chiar asta este. Este o piesă despre... Ce a zis? Păi, prima dată i-a fost destul de greu să creadă că, într-adevăr, am scris o piesă despre noi și s-a convins de, pe măsură ce a ascultat vers cu vers, știi? Și îți dai seama că a rămas fără cuvinte, nu s-a trebuit să-l convingi? Ce să conving? Nu știu, să-l convingi într-un fel că... Piesa e pentru el? Nu, 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 nu. Nu sunt nicio formă, pentru că s-a regăsit foarte mult în versuri. Adică sunt niște cuvinte cheie, ca să zic așa, și a știut din start că e vorba despre el. Ionuț, hai să ascultăm piesa, nu de altă, dar curiozitatea este maximă. Aș da live Alina Eremia. Tu mă desprași de orice gând, doar cu o privire, nu știe nimeni. Că mi-a fost frică să mă arunc de la înălțime, dar nu cu tine. Știi că aș fuge oriunde în lume, dacă te am cu mine nu contează unde ne trezim. Știi că pentru noi I'm
tot mă tragi la mal. M-a găsit tine din inerție. Noi doi și luna pe fundal, ne amețim de fericire. Știi că aș fugi oriunde în lume, dacă te-am cu mine nu contează unde ne trezim. Tu știi că pentru noi aș da toată muzica. Mă simt atât de fie și aș vrea să nu mi-e dragostea. Aș da toată muzica, să-ți fie doar să auzi vocea mea, să știu că n-o vei uita. Pentru noi aș, știi că pentru noi aș da tot, știi că pentru noi aș da muzica mea. Când azi amândoi mă prinzi în brațe și ne scufundăm în foc și apă, acum aici visăm tot mai departe. Tu știi că pentru noi aș da. Mă simt atât de fie și-aș vrea să nu-mi dragostea. Aș da toată muzica, să-ți fie dor să auzi vocea mea. Știu că n-o vei uita. Știi că pentru noi aș, știi că pentru noi aș da tot, știi că pentru noi aș da muzica mea. Știi că pentru noi aș, știi că pentru noi aș da tot, știi că pentru noi aș da muzica mea. Live, Alina Eremia, aș da cea mai sinceră și frumoasă declarație de dragoste. Piesa pe care tocmai am ascultat-o aici în Clubul Prietenilor de la 10. Și că tot veni vorba de muzică și de plimbat prin țară și prin turnee, următorul popas pentru Alina? Chiar București. Un club din București. În weekendul acesta, mai exact sâmbătă seară. Și prin țară când? Avem mulți prieteni care sunt prin țară. Sunt și în afară. Da, corect. Sperăm și afară. Am început să apară destul de multe cereri pentru diasporă și asta mă bucură extraordinar de mult. Să mergem să cântăm și pentru românii de acolo. Nu știu să zic agenda, o să postez pe conturile mele de socializare în momentul în care se apropie evenimentul. Care este cel mai mare vis al tău acum? Cred că îl trăiesc, sincer. Și în fiecare zi cumva îmi dau seama că se adaugă lucruri pe care mi le doresc și se extinde orizontul și asta e minunat. Când fiecare zi parcă, nu știu, apar lucruri pe care, sau nu știu, visez chestii și îmi place să tot timpul să-mi țintesc și mai sus și mai sus, pentru că asta face lucrurile mai interesante. Nu mă plictisesc niciodată și îmi place să mă autodepășesc. Te-ai fi așteptat sau te așteptai ca viața ta să ajungă aici unde este acum? Mi-am dorit extraordinar să de mult. Să trăiești momentele astea, da. La asta mă refer. Da, da, da. Mi-am dorit extraordinar de tare și în general sunt o luptătoare, așa, nu mă las bătută. Și niciodată nu o să mă las, indiferent de conjuncturi, dacă sunt mai bune sau mai proaste. Îmi place să lupt contra morilor de vânt. Și un loc de care nu te plictisești, mă rog, nu te plictisești niciodată? E simplu. Stai că mă duceam cu gândul în altă parte. Scena, n-o să mă plictisesc niciodată de scenă. Îți lipsesc acum platourile de filmare? Da, sunt momente când îmi doresc să pot să particip din nou într-un proiect de genul, un proiect de televiziune sau care să implice actoria. Dar nu-mi place să forțez lucrurile. Adică cred că toate vin la momentul lor sau timingul lor și le las să vină. Muzică? Sunt convinsă. Sau actorie? Muzică. Fără doar și poate, adică nu mă gândesc de două ori. Alina, ce sfaturi, probabil că te-am mai întrebat sau ai fost întrebată, gândindu-ne că acum te ascultă și persoane care își doresc să fie ca tine, să aibă succesul lor, presupunând că au talent, dar nu știu ce să facă cu el.
Care sunt pașii? E foarte simplu ce poate să facă cu talentul lor, să-l fructifice. Eu personal, mie nu-mi place niciodată să mă culc pe ureche și să zic, mamă, ok, gata, cânt ok, e suficient. Cred că este o muncă interminabilă asta cu cântatul. E nevoie de antrenament. Sugerez în a merge să luați lecții de canto, este extraordinar de important. Cine își dorește să meargă mai departe, să facă și o școală de muzică, consider că, da, ok, trăim în 2018, dar e totuși important să înveți cât de cât o bază. Și, nu știu... Și pentru ușile alea închise. Asta, aici vreau să ajung. Da, nu ți se va pune totul pe tavă din prima și probabil că vor exista oameni care nu vor avea încredere în tine din prima, dar ține, cred că, de tine să le demonstrezi contrariu și efectiv să nu te oprești niciodată din a-ți urma visul și dacă chiar îți dorești să faci asta și simți că te-ai născut pentru asta și nu poți să trăiești fără lucrul ăsta, atunci cred că răspunsul este destul de simplu. Trebuie să mergi înainte. Înainte mergem și noi în câteva momente, o să vină pe repede înainte știrile Radio România Actualități de la ora 12. Dar Alina, ce faci azi? Astăzi mă duc la canto, la Crina Mardare, mama lui Voiam, Bubu. Da, mama lui Bubu e aici și sunt veștă. Vorbeam de ore de canto, merg săptămânal la ore de canto. Da. Și... Crezi că mai ai nevoie? Pentru că până la urmă ești considerată una dintre artistele de succes din România. Apreciez, dar da, mai am nevoie. Și cred că toată lumea are nevoie. Nu e o chestie că... Gândește-te, când de la 4 ani și consider în continuare că am nevoie de canto. Nu are nicio legătură de cât timp cânți sau cât cânți. Cred că e o chestie de a-ți îmbunătăți tehnica vocală, de a îți menține această tehnică, pentru că dacă nu continui să studiezi, nu o să se întâmple treaba asta. Se pierde. E cam musculatura. Dacă nu mergi la sală să, nu știu, să te întreții, nu o să rămână mușchi umflat. E foarte simplu. La fel e și în cazul corzilor vocale. Uite, cineva pe Facebook citea mai devreme mesajul, încerc să-l reproduc acum din memorie, nu-l găsesc. Okay. Este fanul declarat al tău și mi-a plasat mingea la fileu să ne povestești o întâmplare emoționantă cu fanii tăi. Inedită. Da, sunt multe. Când te-au plăcut surprins? Majoritatea cazurilor, adică nu prea m-au dezamăgit până acum să zic, mamă, am avut așa o experiență nașpa, am rămas cu un gust amar. Nu. Chiar am o comunitate foarte faină și mereu sunt prezenți la concertele mele, mi-aduc cadouri, ursuleți de pluș, tot soiul de desene, de scrisori. Îmi fac borcănașe cu diverse mesaje, motive pentru care mă apreciază și mă iubesc și mă susțin. Și le-am strâns pe toate. Am un corner. Le-ai acasă? Acasă. Da, da, da. Cred că e o bucurie pentru cei care te admiră să te întâlnească și să-ți ofere acest cadou. A fost o bucurie și pentru noi că ai revenit astăzi. Mulțumesc în Clubul Prietenilor de la 10. Te așteptăm cu mare drag de fiecare dată când îți lansezi piese. Înseamnă când că o să ne vedem des toamna asta. Noi te așteptăm cu mare drag. Îi mulțumim, le mulțumim și prietenilor și tăi cu care ai venit astăzi. Mereu, mereu, niciodată nu mă lasă la greu. Niciodată. Și așa este foarte bine pentru că sunteți o echipă. Alina Eremia live astăzi în Clubul Prietenilor de la 10. Nicoleta Turcu este pregătită să vă aducă cele mai importante știri ale zilei. Noi suntem Prietenii de la 10, ne reîntâlnim ora viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio România Actualități. Profi ține prețurile mici. Doar pe 17 și 18 octombrie ai pere Conference la 2,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii în magazine și pe profi.ro. Profi, mai ieftin, mai bun, mai